Deputatul suceven Bogdan Gheorghiu lucrează în prezent la un proiect de lege care propune renunțarea la mecanismul schimbării orei de vară și de iarnă. În expunerea de argumente, Gheorghiu susține că schimbarea orei provoacă probleme de sănătate și afectează economia. Inițiativa a fost discutată deja într-o ședință a Biroului Permanent Județean al PNL-ului și se bucură atât de susținerea organizației de Suceava, cât și de cea a președintelui Gheorghe Flutur. Bogdan Gheorghiu, inițiatorul acestui proiect, arată că studiile efectuate de specialiști pe această temă au demonstrat că schimbarea orei poate duce la tulburarea ceasului biologic, ceea ce duce la schimbări de dispoziție, probleme cu somnul și un risc crescut de atac de cord și accidente rutiere. Mecanismul trecerii de la ora de iarnă la ora de vară și invers a devenit un lucru din ce în ce mai puțin util, pe de o parte, dacă vorbim despre motivele pentru care a fost el pus în aplicare cu mulți ani în urmă, dar în schimb, din ce în ce mai multe studii arată efectele dăunătoare a acestei treceri de la ora de iarnă la ora de vară și invers. S-a demonstrat că această trecere aduce tulburări ceasului biologic, ceea ce cauzează insomnii, crește riscul de atac de cord, crește riscul de accidente rutiere și asta nu spun eu, spun studii făcute de specialiști. Ultima țară care a anunțat că renunță la mecanismul schimbării orei de vară și de iarnă este Polonia. Într-un rar moment de înțelegere politică, toate partidele din Polonia în unanimitate au votat acest proiect, mai ales că motivul invocat în trecut, care aduce o anumită, economie în domeniul energetic, nu mai stă în picioare în epoca becurilor economice și aerului condiționat, când, v-am spus, alte studii au demonstrat că, de fapt, s-ar putea chiar să consumăm energie mai multă cu această trecere la ora de vară. Nu durează mult și acum vom trece iarăși la ora de iarnă, iar cei care vor avea ghinionul să fie, de exemplu, într-un tren în respectiva noapte, vor trebui să stea o oră blocați într-o gară, pentru că asta se întâmplă pentru a se linia trenurile la noul orar. Inițiativa deputatului Bogdan Gheorghiu se bucură în prezent atât de sprijinul organizației de Suceava, cât și de cea a președintelui Gheorghe Flutur, însă se va căuta susținerea acestui proiect în toate zonele politice. Această inițiativă a mea a fost deja discutată într-o ședință a Biroului Permanent Județean a PNL-ului. Am susținerea organizației de Suceava, am susținerea domnului Gheorghe Flutur pentru acest proiect. Sunt un om de partid, sigur, și trebuia să am și acest ok, ca să zic așa, al organizației județene în momentul în care merg cu un proiect la București pentru a-l prezenta. Acum sunt în faza în care doresc să-i dau un contur mai aplicat acestui proiect pentru ca ulterior să caut o susținere în toate zonele politice pentru a-l promova cu șanse reale de a și fi votat. Multe alte țări din toată lumea fac excepție de la regimul trecerii la ora de iarnă din aceleași raționamente de ordin economic, dar și uman. În expunerea de argumente, Bogdan Gheorghiu a dat exemplul Marii Britanii, care a renunțat de asemenea la mecanismul schimbării orei de vară și de iarnă. În plus, deputatul sucevean arată că și copiii au de suferit în urma acestor modificări de oră. Nu inventăm noi roata. Dacă Marea Britanie, care este un stat civilizat, nu aplică acest mecanism, ar trebui să ne ridicăm întrebări de ce. Noi iarna suntem GMT plus 2, cum o arată și meridianele din punct de vedere geografic, așa este corect, să fim GMT plus 2, dar odată cu trecerea la ora de vară, noi devenim GMT plus 3, pentru că noi ne îndepărtăm practic de ora exactă de la Londra, iar ei rămân la aceeași oră. Sigur, sunt mai multe argumente aici și legate de copii, de școală, pe final de an școlar, când copiii sunt în prag de examen de bacalaureat sau capacitate, sunt după un an școlar solicitant și poate sunt și obosiți, atunci vine legea românească și le fură practic o oră de somn, pentru că, repet, ceasul biologic nu ține cont de această schimbare de oră și durează până noi ne
adaptăm și, v-am spus, există și studii care arată că la unii oameni mai sensibili această schimbare de oră cauzează chiar depresii care pot dura ceva timp. Sunt doar câteva argumente, spectrul e mult mai larg dacă intrăm în zona economică legat de transportul intern și internațional, sunt mai multe argumente, n-am să detaliez acum, dar eu zic că sunt suficiente argumente ca să putem promova un astfel de proiect care cu siguranță va îmbunătăți viața socială din România și nu va aduce niciun deserviciu. Ora de iarnă se aplică în fiecare an, în ultima noapte de sâmbătă spre duminică din luna octombrie. În anul 2017, trecerea la ora de iarnă va avea loc în noaptea de 28 spre 29 octombrie.